Giurgiu are din ce în ce mai puțin cetățeni. Dacă în urmă cu 10 ani județul nostru se putea mândri cu faptul că numărul persoanelor decedate era mai mic față de cel al nou-născuților, în 2013 situația este cu totul alta. În luna noiembrie a anului trecut, numărul nou-născuților a fost de 188, în scădere cu 17,9% față de luna precedentă și cu 16% față de aceeași lună a anului 2012. Potrivit datelor furnizate de Direcția de Statistică Giurgiu, în aceeași perioadă s-au înregistrat 367 de decese, în creștere cu 2,5% mai mare față de luna precedentă. Ultimile date pe care le deținem sunt acelea la 1 iulie 2013, când populația județului Giurgiu a fost de 276.687 de persoane. Dintre acestea, 49% sunt bărbați și diferența 51% sunt femei. În privința fenomenelor demografice care au fost înregistrate în lunile anterioare, pot să vă spun că numărul de nașteri s-a diminuat de la o lună la alta și în anumite perioade, cum ar fi octombrie și noiembrie, a mai crescut numărul de decese. Sporul natural s-a menținut pe tot parcursul anului la valori negative. Sporul natural în luna noiembrie 2013 a fost în continuare negativ cu 179 de persoane. Motivul acestei scăderi provine din faptul că numărul nașterilor este mai mic față de cel al deceselor. De asemenea, datele Direcției de Statistică Giurgiu mai arată că alte două decese sunt înregistrate în luna noiembrie, din păcate de această dată, la copii cu vârste până într-un an.